Bună seara tuturor, să vă meargă doar cu spor. Ceea ce vreau să vă arăt în această seară, am primit de la fiul meu cel mai mic niște semințe, aproximativ 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nu știu dacă sunt toate bune, de la al treilea ardei iute din lume. Deci, cel mai iute, al treilea ardei din lume. Cum o să fac? O să folosesc o caserolă de la magazin primită cu ce am cumpărat eu acolo. O refolosesc, că e bine să folosim ce avem la îndemână. Și le voi pune pe un șervețel după ce am pus un pământ cu nisip prin care va curge apa ușor dacă e nevoie, nu va sta prea multă apă. Dacă se va aprinde, va trece rădăcinile prin acest șervețel. După cum observ eu, nu sunt toate foarte bune, dar cred că vreo 5 tot sunt bune. De aceea vreau să dați subscribe ca să vedem rezultatele. Le împrăștii pe aici în cazul în care vor crește să nu fie apropiate. Eu sper să crească și vreau să și ofer aceste semințe celor care doresc. Deci le-am împrăștiat, le acoper cu acest șervețel și pun apă. Știți că eu am mașină de ionizat apă și apa care este rea de băut este foarte bună de udat florele. Deci apa este selectată în două și foarte bună de pus la flori. Am umezit foarte bine acest șervețel. Deci, vedeți, surplusul s-a dus foarte repede în partea de jos a vasului. Îl voi pune undeva la căldură și în aproximativ 2 săptămâni o să vedem ce iese. Deci, cu siguranță, dacă vreți să vedeți împreună cu mine, veți da un subscribe și vă aștept cu comentarii. Toate cele bune!